mai am o digresie. Având în vedere dispoziția primarului comunei Răchiten Petre Dobroș, județul Iași, numărul 64/90/04/2019, consilierii locale comunei Răchiten, județul Iași, sunt convocați în ședința ordinară pentru miercuri 27 aprilie 2022, ora 9, la sede primăriei, unde se va dezbate următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în data de 18 martie 2022 ca urmare a ședinței extraordinare a Consiliului Local Răchiten, Iași. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL din 14 din 10 februarie 2022 privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiten a unor imobile. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri fiscale conform OBU 69/2022 pentru modificare și completarea legii numărul 27/2015 privind codul fiscal, precum și pentru includerea unor măsuri fiscale de modificările și completările ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală ale secretarului general al UAT Răchiten, domnul Alexa Aurelian Constantin, pentru anul 2021. 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local Răchiten pentru lunile mai, iunie și iulie 2022. 6 diverse. Cine este pentru? Punem la vot aprobarea procesului verbal. Din 18 martie. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. 2. Proiectul de hotărâre privind rectificarea HCL numărul 14/10/2022 privind aprobarea includerii în domeniul public al Comunei Răchiten a unor imobile. Se aprobă rectificarea HCL Răchiten numărul 14/2022 privind includerea în domeniul public al Comunei Răchiten a unor imobile în sensul completării datelor referitoare la terenul tot cum urmează. Citesc sau avem discuții? Vă rugăm. Am mai avut discuții cu domnul secretar privind imaginea proiectului respectiv și am solicitat ca suprafața aferentă revizii PSI să facă proiect separat. Pentru că ei au avut totuși tot o altă discuție pe domnul consiliar. Dar ce au fost când s-a aprobat trecerea în domeniul public a acelor imobilor. Acum noi nu discutăm includerea în domeniul public pentru că sunt incluse în domeniul public. Acum discutăm corectarea pentru punctele B, C și D la terenuri a măsătorilor cadastrale. Pentru că s-a dat, la momentul respectiv, s-a dat greșit. Apare remiza PSI pentru că inițial în proiectul care vi l-am trimis, apare și modificarea suprafeței de 239, cum a ieșit la măsurători. Însă nu mai discuție și la cartea funciară, ne-au spus că intabularea se va face pe plan, pe schița clădirii. Certificat, care este unde apare 246, ceea ce nu mai trebuia modificat. Eu am modificat și am dat cu roșu, ca să înțelegeți dumneavoastră, practic că avem nevoie de schimbarea, nu includerea în domeniul public a acestor imobile pentru că sunt incluse în domeniul public, ci schimbarea denumirilor, punctelor cadastrale, ca să le putem intabula. Pentru că persoana respectivă de la cartea funciară a spus că nu sunt foarte clare, delimitate punctele. În mod normal, trimite Marcus Mihai, pentru că cu el se ține legătura, el a promovat proiectul, el a venit și a spus că este o problemă aici și că ar trebui modificate punctele respective. Deci, bunurile sunt în domeniul public, nu ne mai scoatem acum. Ci doar modificăm hotărârea ca să le punem în acolo. Ăsta e scopul acestui proiect.
am ascultat alte... Da, nu știu ceva ce. Vorbim camera de la domnul... Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri protocolul numărul 69 din 2020 pentru modificarea și completarea legii numărul 27 din 2015 privind codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, instituirea unor măsuri fiscale cu modificările și completările ulterioare. Termenul limite de acordare a facilităților fiscale, respectiv anularea accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale, restant de la 31 ianuarie 2022, inclusiv datorată bugetului local al Comunei Răchiteni Iași, prevăzute la articolul 1 din HCR Răchiteni, numărul 30 din 2021, privind prelungirea termenului de acordare a facilităților fiscale, respectiv anularea accesorilor aferente obligațiilor bugetare restante, datorate bugetului local, se prelungește până la data de 30 iunie 2022. Proiectul de hotărâre este promovat de reprezentat de către doamna Elena Dupoș, care a dat la începutul lunii acesteia 3 solicitări din partea 3 persoane din comună contribuabilă, care vreau să-și achite datorile, dar să beneficieze de aceste reduceri de măsuri de accesorii, să fie scăzute. În practic, noi le puteam scădea doar până în iunie anul trecut. Până în martie. Până în martie, până în iunie. Până în martie s-au scăzut. Cu ce cu adresa, noi am scăzut până anul trecut. Vă zic că... Aia trebuie, domnule, și pe aia trebuie în martie să scoate conform. Eu ce? Și s-a făcut o prelungire până în iunie. Și apare această prelungire ca să-i putem face, că în moment banii sunt în bugetul local. În bugetul local, ceea ce se face sau orice modificare apare doar cu votul dumneavoastră. Persoanele respective care au făcut cereri sunt domnul... Nu trebuie să dai alu, dar ce faci? Alu, dar ce trebuie să dai domnii cine au făcut cereri? Asta e bună. Dar nu mă important, mă scrie și Gheorghe de la Văzgăuț, nu contează. Aveți, sunt de soții pe acest subiect? Ce să mi vorba acolo la... La Americanul discutăm de el, el vrea să plătească vreo 19.000, are plătit și ar fi o reducere de vreo, nu știu, 400, 500 lei. Dar legea îi permite acest lucru și poate să ceară. Noi nu putem opera calculator pentru că am nevoie de acest HCL. Dacă nu am HCL-ul, la un dat o simt nemulțumit, o să duc prin instanță, bănuiesc, nu știu. Care să fie care, care și-o alege. Somele datorate sunt... Să... E impozit de taxe, nu se plătește, sunt întârzieri la neplat, la un impozit. Nu plătește, întârzieri, mai bine anual. Nu sunt sume foarte mari. Mai cum nu putem opera calculator ca și scădere, decât mă acabă cu ea pe trebuie că sunt locat. Cine este pentru? Nu. Primă abține. Proiectul normal. Proiectul de hotărâre privind acordarea calificativului pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală în secretarul general al cuaderului client, domnul Alexa Oilean, în 2021. Se propune acordarea calificativului foarte bine pentru îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță profesională individuală a secretarului general al cuaderului client, domnului Aurelian Constantin Alexa, pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integrată prin prezentarea prezenta hotărârii. Practic, după cum poate ziceți, acum am vrut să constată o comisie, cu doi consilieri care au participat la evaluare, și dat un punctaj. Punctajul este cel care determină nota. Punctajul a fost 4,73, parcă. Discuții sunt pe acest subiect? Ați 17 din 10, nu? 2 din 5. A, 5. Oricum am ultima dată când s-o face. Deci între 4,51 și 5 este foarte bine restul să modificăm. Să încerc. Nu fie, hai ca să facem noi. Ca la ruși, da. Cum
Da, am președinte, vă rog, sunt niște note care s-au dat. Da, nu-i. Cred că da. Să spun pentru ce s-au dat notele sau să citesc notele? Și notele. Notele? Pe că a luat tot primul consilier, Marton, că ce descriu? Dar nu înțeleg aici. Marton, că e anonim, primul consilier care a stabilit 3, 4,5, 5, 5, 4,5, 5, 5, 5, 5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Petronela 5, 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 5. Domnul primarul mea să dea după aprobarea înțelui. Dar și fără să vă fie valoare. S-au întâlnit, s-au întâlnit, trebuie să spunem mai. Stați un pic, totuși, în auzit la urmă. Domnul primar, după ce aprobăm noi evaluarea? Domnul primar face, semnează evaluarea finală. Au, semnează? Da, nu, adică timp nu mai mult de calitate. Ați zis că așa vorbim de bazare, înțeles că este mai mult. Că nu-mi dă mai mult de 5. Adică, nu, hai să vă explic cum. Domnul primar, sunt tăreu că nu știu știa din noi trebuie. Ba da, știa. Discutați. Problema următoare. Calificativul nu are nicio valoare în condiții din care, din vreo 3 ani de zile, la toți funcționarii publici, sporul nu se mai dau. Sporul erau singura modalitate în care calificativul conta. Mai e și situația cealaltă. Dacă calificativul este insuficient sau suficient, unul poate să fie ori trecut pe o tractă inferioară, ori eliberat din punct, dar nu se pune problema respectivă. Și o să vorbim la diverse la societatea celorlalți consilieri. Este foarte greu să facem evaluare în condiții în care unul nu poți să-i dai un spor și în condiții în care unul ține un post și jumătate. Sau chiar de multe ori două posturi. Încă ieri au rămas în continuare în viitoare, am înțeles că de anul viitor acest calificativ vor să dea mai plus. Da, eu vreau să spun domnului consilier, ca să știi, ți-am dat și notele aia de 3 și 4 ori. Dar tot de faptul că domnul secretar, în ei m-au ales să fac parte comis și să le aduc la consilier. Deci are un vocabular foarte... el, consilier. Pervers. Hai, poate și așa. Deci, bază la urmă, domnul secretar se intre în audiență sau să se ia documente de ședință, iar domnul secretar spune că nu intra, că am pantaloni dat jos. Deci asta este atitudinea domnului secretar general cum nu respect. Asta e ce sau... Da, da, am și marcă, dacă vreți să vă dau și marcă. Nu începeți. Nu spun ce vreau. Asta este adevărul. Deci așa s-au răspuns la rectie. Ca secretarul să nu-ți dea voie să intre în birou, pentru că are pantaloni dat jos. Dumneavoastră este doar al noastră. Da. Mai ia ceva în birou. Și mai avem multe discuții încarnate. Sau mergi după, după documente de ședință și te dă afară spune că ești un prost. Deci, chestiile astea nu cred că s-au loc în comuna noastră. Iar domnul primar, ar trebui să ia așa atitudine. Nu se care să facem foarte bine așa, pentru că domnul secretar a zis domnul primar. Dumneavoastră interpretați și mințiți la greu. Nu mint la greu. Domnul primar, că dar vă dați seama, vorbiți. Da. Dar când am dat eu calificativul? Poftim? Când am dat eu calificativul? Este pentru o tărere. Eu i-am dat calificativul sau nu astăzi la calificativ? Nu, pe mine ori vă explic. I-am dat și l-am zis 3, 4, i-am dat pentru nela. Cine ori a spus că eu i-am dat calificativul foarte bine. Domnul consilier, dumneavoastră, vă rog, calificativul dumneavoastră, dacă facem o mică, tot la foarte bine. Da? Da. Și dumneavoastră ați început cu 3, ca să spun la consilier, dacă vreți să-l explicați. Da. Și după ce ați dat 3, v-am cerut conform statutului, că v-am explicat să-mi motivați. Păi da, și când a trebuit să dați motivare, fiecare dată 4,5 v-ați redresat punctul de vedere și a dat 4,5 ca să-mi motivați. 1, 2 la 1. De asemenea, s-a stabilit în ședință odată și am stat dumneavoastră aproape săptămâni. Până să venim și să facem face evaluare. Care domnule, evaluare? S-a stabilit marți? Nu știu, ai venit public pe dumneavoastră la rost, așa am înțeles. Nu ai adevărat să stabilit în ședință luni. Nu, marți! Ziceți, doamna consilier, dar am fost aici. Eu nu am înțeles și eu. Și luni am chemat și pe doamna Ciuciu. Și am stat aici, au stat oamenii. Vreau să spun luni doamna Ciuciu în concert. Dă-mi fiind înapoi, dacă dă-mi registrare. Că spune ședința dumneavoastră. După aia m-a rugat dumneavoastră toți vin. Hai să facem evaluare, să facem evaluare. Nici nu aveam nevoie.
Deci eu repet. Da, da, asta e atitudinea, asta e atitudinea corectă dumneavoastră, nu, și când bați ceva la ușă, spuneți că aveți mantrul dat jos. Nu, asta spuneți dumneavoastră. Și cum, nu poate să vă confirmi, doamna, două coșerena. Mă zicea ce fac. Nimeni poate să-i niciodată. Bă, da, poate să confirmi. Nu, domnule. Era de față. Vezi, vreau să spuneți treaba asta, e partea a doua. Nu vreau să spun eu. Deci, continuați pe același lucru să mințiți intimidația. Nu, nu mint. Ba da. Nu, domnule, de tare că ești moșie aici, moșie al dumitare. Nu, domnule. Asta este. Păi da, ce zice, valoarea secretarului, da? Aici deja nu sunt lucruri personale. Dar nu sunt personale. Asta sunt prin moșia lui, primărie, moșia dumnealui. Și te deranjează că nu-i moșia ta sau nici? Nu-i moșia mea, nu. Trebuie să respecti instituția, domnule. Nu să nu dai voi omului pe birou, fac mantor de acolo. Eu respect, eu da, minți. Eu mint. Ca întotdeauna, da. Doamna Dobășani, vă rog să confirmați ceea ce spun. Ați fost de birou și ați putea să confirmați. Nu după ședință. Nu după ședință, acum. Ea era în birou și era acum. Afară. Da, ea era afară, da. Deci e clar. Ați insistat să intrați? Nu, vă lăsați? Nu, nu, nu. Nu am insistat, pentru că nu-mi permis să văd pantalonul ăsta secretarul. În biroul lui. Dar cine este pentru? Da, vreți mai implementați ceva? Continuăm cu discuții care nu cred că... Da, am spus, dar... Totuși, au o concluzie. Noi am discutat și înainte ce mult referitor la notele acordate și la ceea ce o transmit domnul acolo fiind în comisie. Lipsește comunicarea domnului secretar. Pentru că noi, de multe ori, știți, înainte de ședință, solicitam ba un proces de aval, ba materiale pentru ședință. Ne-ați solicitat adresa de mail ca să comunicăm. Am primit un mail la primărie de când suntem la secretar. Procesele de verbal al ședințelor. Nu aveam acces la ele până înainte de ședință. Deci nu se poate. Pentru că procesul verbal am discutat și acum 2 ani. Și sper că ați văzut și la alte instituții. Procesele de verbal se comunică după ce ele sunt votate. Nu le pot lasa înainte. Păi dacă sunt modificări de la procesul verbal, propune. Cum putem discuta noi pe marginea propunerii dacă nu am avut acces la procesul verbal? Dar procesul verbal, cine a vrut să se-l vadă, nu a avut acces la el? Păi nu, aici e problema. Aici e problema. Știți, vedeți, asta singurul îmi contraziceți. El spunea că nu-i gata procesul verbal și astăzi... Da. Nu vorbim de o dată exactă, deci de zi, ședința de astăzi. Nu, în general. Deci cu o zi înainte de ședință, s-a întâmplat de multe ori să spuneți că nu avem procesul verbal finalizat. Păi, era făcut modificarea procesului verbal, pe care ați văzut și dumneavoastră, cu acele solicitări, care au ieșit din termen. Și trebuie să mă interesez și cum le punem în dezbatere, pentru că dumneavoastră discutați în Consiliul Local. Eu fac răspunsul către persoane. În baza a ceea ce i-a dat dumneavoastră. La ultima ședință, 3 adrese le-ați amânat pentru o altă ședință. Practic, m-a scos prin intermen. Eu trebuie să văd dacă le consemnez sau nu procesul verbal și în ce formă. Pentru că sunt, e adevărat, sunt mulți care niciunul nu știu. De asta nu a fost data procesul verbal. În alte situații, nu când am vrut să vă dau procesul verbal, ci nu v-am dat dosarul pentru că la 3, la 4 jumate sau la 4 pe 2, ce plec de obicei la institut. Și nu pot să las un dosar sau să stau după un dosar până când am terminat dezbaterea. Cum a fost atunci când am chemat-o cu doamna contabilă la ora 3 jumătate, am stat de vorbă până la ora 5 și nu erau lăburiți. Iar la următoarea ședință, consilierul Ieronim a spus că nu s-a rămâne nimic. În fapt, toate lucrurile au fost eroare. Nu, dosarul ăsta este mai e mult decât atât, da, domnul Ieronim. În ședința aia l-a aspectat de două ori, domnul consilier, că nu citește pe cifrele pe capitolul respectiv. Dacă mi-aduc eu foarte bine aminte. Deci eu nu puteți veni la 4 fără 5 și spune, doamne, dăm dosarul. Și pe acela stau țintuit vreo 5 ore sau vreo 3 ore sau vreo 2 ore pe discutată ședință. Lucrurile trebuie stabil, domnule, vedem la ora acuzare. Proactare m-am dat din timp. Dar nu vin în ziua la 4:10 noi dăm dosarul. Că eu vreau să stau până la ora 5:30-6. De fapt, doar să plecați la 4:20 de noi la instituții înseamnă că ar mai trebui scăzută nota. Spuneți la un moment dat că comunicarea este foarte slabă. Dar când ați avut probleme, ale dumneavoastră. Nu ca și consilier, ale dumneavoastră. Nu v-am servit la timp sau nu v-am explicat. Asta e că nu discutăm probleme personale. Deci nu vorbim de activitatea dumneavoastră în general. Pentru că aici noi votăm, da? Dumneavoastră, dumneavoastră ca și consilier. Ce vrei reproșați? Și după aceea spuneți dumneavoastră ca om. Ca contribuare. Am spus ce reproșez în momentul care l-au cuvântul. Și ca om. Când ați avut probleme, nu ați fost îndrumat, nu vi s-au explicat termeni, nu v-am ajutat să faceți adresii. Când ați venit și ați lăsat la legislatură, în afara termenului, în afara programului, adresă, v-am oprit-o și v-am dat număr.
Deci, dacă adică, nu votez, domnul, eu nu te mai ajute. Eu știu când vreau, eu totdeauna am ajutat timpul să fiu dumneavoastră. Da, da, problemă, problemă, da? Da? Și deosebit, tot mă zic, nu m-a vrea să mințiți. Dacă nu discutăm nu mă iubim, nu mă iubim. În stil barbar. De fapt, nu știu dacă, nu știu dau seama că m-ați mințiți, să nu ați lingușiți. Păi, nu te plimbi acolo și ți-a că am fost. Domnul Iosef, spuneți-mi clar. Adică, picam, ca așa. Nu ați fost niciodată, nu ați fost servit? Au fost probleme când v-am respins să agresivit? Nu, nu, nu vorbim de comunicare, nu ați fost comunicare unde a fost. Comunicare, da, în ceea ce la dispoziția documentelor din ședința. Nu v-am dat toate documente la timp? Nu. Da, 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 exact. Nu, la care? Cel de ședință, nu? Da. Și celălalt au fost dat la timp? Dar celălalt i-a adresat. Celălalt i-a adresat, care în viața nu ați nevoie. Nu au fost cât la timp? Da, da. Deci vreau să aveți o... Asta e răspunsul. Eu știu care e povestea aici. Vreți neapărat să țineți halul. Oricum, dacă ar fi avut curaj și ar fi avut... Și, nu-i vorba de curaj. Dacă ar fi spus adevărul, da, el nu m-ar fi dat notele care îi trebuiau și ne-ar fi motivat. Dar nefiind capabil să-l motiveze, știind în minte efectiv. Ce minte? Trebuie să dea 4,5. Iar acele note care mi-au dat sunt foarte bine. Nu știu, dar nu știu. Deci n-am dat niciun 4. Domnul Semernar, bine, dacă tot ajungem aici, când ați făcut afirmația respectivă, eu eram de gonos 4. Și era și renunța la registrator, era și pe gol. Când i-a dat replica, care a spus-o era. Era și un 4. Care e replica? N-am vrut să ajung aici, dar într-adevăr așa a fost. Care e replica? Ați spus că poate m-ați văzut de sau... Deci aveați în birou soțul doamnei Elena, domnul Martuc a vrut să intre într-adevăr la dumneavoastră, nu știu, care a motivizat să crede ceva. Eu eram în birou. Prima dată când mă 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 mă. Și nu mi se pare corect intrați în birou în condiții în care eu am pus în voie ceva. Am bătut la ușă. Am bătut la ușă. Și eu ceva. Nu, da, a spus, nu intrați, am pantaloni, dar așa. Așa a spus, nu intrați. Da. Așa a spus. Asta-i, asta-i răspunsul. Secretar general. Să nu merităm soarne. Nu merităm soarne. Și judeci minute înainte, e aceeași... Data viitoare nu o să mai dat pantaloni. Așa a spus, da, nu mai dat pantaloni. De exemplu, a fost proiectul de hotărâre prin modificarea celor indicative de la cadastru, unde v-ați împotrivit. Aia este o problemă. Nu împotrivit. Da, v-ați atunci, e tot împotrivire. Sau nu mai știți, nu mai cunoașteți termenii. E tot împotrivire. Alea sunt problemele comune. Da, da, da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? De privind alegerea președintelui de ședința Consiliului Local rezident pentru luni de mai, iunie și iulie 2022. Și datele? Datele nu mai contează. Datele nu mai contează. Propunere, cine? A, dar mă accept. Nu fost. Mai e cineva care nu... Alte propuneri mai sunt? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Thank you.
diverse. La diverse. Spune-mi. Da, după cum ați observat, s-au montat plăcuțele cu stradă de din comună, numerele la case, mai am luat foc eu astăzi, nici mai aveau 10, dacă trebuia să le facem, o să le montăm și pe alea. Așa, avem o stradă, strada Porumbacului, care plăcuța au dispărut de acolo. Am făcut sesizare la poliție, ca să descoperim unii plăcuța. Deci strada Porumbacului, e strada aia, să spunem așa, pe corect, la frații Petreuș acolo, aia e strada. Deci de acolo a dispărut plăcuța. Și altceva, mai avem o stradă care e închisă, stată în incinta CCMHL aici. Acum nu știm situația juridică la această stradă. Știu că un capăt de stradă e concesionat, iar partea aia altă, nu știm nimic despre ea, doar să vină. Știm despre ea, dar problema e că ăștia, la momentul acolo, stradală care fac lucrarea, s-au sesizat și ne-au cerut lămurire. Și o să trebuiască să oferim lămurire, să vedem ce-i cu ea. Adică să vedem ce-i cu ea. Stabilim juridic ce-i cu ea, poate. Aici cam asta e în legătură cu... Spuneți. Domnul Vici, cu copacii de la școală, dar e doar de acolo, să curățați ochii. Da, să... Domnule, știu că sunt o terenie în orice locuire. Vedem. Dar la care curățare? Găsim niște oameni din sat, din zonă, care se-i curăță și ia, să-și ia tracii. Noi cu trei oameni nu putem noi să mergem să curățăm copacii. Avem trei oameni care avem noi de când am lucrat mici, cred că am o lună jumătate, lucrăm numai la gunoaie, lucrăm. Dacă putem să-i tăiem pe aia, să scăpăm de ei, să ne oprim. Nu vreau să mă soluții. Soluții. Soluții se găsește la orice, dar depinde dacă e accesibil pentru noi sau nu. Orice problemă are soluții. Sunt solicitări de acolo 100%, la toată populația care locuiește acolo. Voiam să întreb, domnul primar, ce informații mai din primul județean. Pentru că semnat contractul atunci era deja simplu să vină dreaptul cu execuții, cu tot, nu? Ce mai știe de lucru? Da, e ultima sută acum, se așteaptă hotărârea de la Angel Salini. Deci nu mai finanțează Consiliul Județean? Nu, v-am explicat și data trecută. Deci s-au depus toate drumurile județene, care sunt în licitații și care urmează să se facă, s-au depus proiecte și pe Angel Salini. Dacă ele intră pe Angel Salini, se finanțează de minister prin proiect pe Angel Salini, dacă nu, le finanțează Consiliul Județean. Deci era o oportunitate pe care Consiliul Județean s-a folosit. Și dacă reușește să ia banii de acolo, ei folosesc banii în altă parte. Dar drumul județean se face, clar. Doar că se întârzie vreo două luni, ca și începerea lucrărilor. Două, trei luni, exact. Altfel, lucrările ar fi fost începute, dacă se întâmplă. Tocmai că lucrările pe drumurile care sunt finanțate de Consiliul Județean deja sunt în desfășurare, cei care au încheiat contract. Ori la noi, cu finanțarea Consiliului Județean. Nu faceți confuzie între unul și altul. Probabil ați mai citit că se fac o licitație, nu știu ce, totuși cu totul altceva. Nu faceți confuzie între una și altul. Și dacă vreți, faceți și o adresă la Consiliul Județean, unde vreți la drumuri pe țin și o să primiți lămurile. Da, e bine să nu informați și pe noi aici. Nu, dar exact am informat, asta v-am spus. Păi exact asta v-am spus. Nu faceți confuzie între una și alta. Nu, din drumurile astea, pe niciunul nu se lucrează. Din cele care s-au depus pe acel salin. Se lucrează pe drumuri care s-au început lucrările de un an, de doi ani și așa mai departe. Sau alte drumuri care s-au scos acum la licitație din cealaltă axă. Nu din axa din care facem noi parte. Deci astea sunt mai târzii, după noi, urmează la lucrări. Ca și prioritate mai trebuie. Asta nu ar fi o problemă, deci putem spera că mai... Deci cu siguranță se va face. Asta ca să lămurim situația. Era vorba de termenul de execuție atunci când ne-ați comunicat și nu. Da, termenul era de 9 luni. 9 luni, termenul de execuție. Dar asta se poate da oricând o amână. Între construcție și constructor. Este informată totul, dar nu se zic că nu se mișcă nimic. Deci, nu se mai sus. Schimbat sau mărit prețul, nu știu. Aia e altă problemă, dar nu intrăm alea și acolo e lege, se actualizează totul. Nu se pune problema de prețul. Prețul e clar, au crescut sau diferențele mari. Dar s-a
se actualizează. Nu e nicio impediment asta. Da, vă trebuie, domn primar, dacă știe câți bani sunt investiți în sistemul supravegherii al comunii. Dacă se ne plătește o rată lunară, o ceva, funcționează, că am zis, ce am discuțit? Nu funcționează. Nu. Dar câți bani sunt investiți și au funcționează? Nu, dar aici s-a investit acum, cât sunt? 5 ani? 4 ani? Nu știu când uită sau cum fac completarea aia. Cam 6 ani. Am fost în prima. Nu, 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 5 ani. 20.000. În mare parte, da. Asta a fost o problemă cu aizvoane și poate că nu au mers nicio cameră. N-am primit nicio solicitare, nimic. Da. Nu știu. Nu știu cine v-a spus dumneavoastră, eu n-am primit nicio solicitare. Deci la, comună, la sistemul de camere, inclusiv poliția, nu are acces fără acordul meu. Da. Face solicitare și primește acordul. Deci eu nu știu nimic. N-a venit nimeni să spună. Polițistul când a venit, dar anul ăsta chiar n-a venit pentru nicio solicitare să spună că vrea să vadă camera undeva, ceva. Nu. N-a fost niciun caz. Deci dacă nu sunt noastră, intrează camera. Absolut. Nu toate sunt. Nu știu, două, trei, patru, care nu sunt. Să voan din partea aia spune și să voan spune. Care merge și care nu merge. Intersect din partea asta. Nu pot să spun care merge și care nu merge. Da, și cu Ghișeu, cum proci, s-o mai rezolvat. Trebuie să ne spun. Cu problema asta e prătul ăla. Să nu vă spun, domnule, na, a, am înțeles. Da, uitați problema asta. Eu nu am încredat, aveți dacă nu știu. Ghișeu, cum proci, s-a instalat săptămâna trecută, a început săptămâna, s-a terminat de către DG, trebuia un terminal, instalat, mă rog, niște chestii ce au făcut ei niște legături, au venit și au tras tot. Urmează să vină STS-ul să facă ultima conexiune și intră în vigoare. Da, deci ați un contract cu banca cu tot. Da, da, cu banca. Da, înainte. Nu, că era... Deci, banca este de discuția de comisioane, înțelegeți. Dar ce banca? Comisiunul îți plătește oricum, garantie. Și ghișeu și site-ul care da, care sunt aprobate, trebuie, sunt făcute, sunt implementate. Problema care o avem cea mai mare este cu domeniul care l-avem cumpărat pe internet. Nu știu persoana, sau mă rog, am trimis și către persoana și către ceilalți să-mi dea user-ul pentru că vrem să schimbăm atât adresa pe care avem, cât și să-l implementăm. Chiar nu pot fi urcate. Aia e altă, aia e la site-ul comun. Și la și ghișeu tot pe acolo să meargă. Nu am reușit să persoana respectivă nu trimis parola. Încerc, cred că vreo de zile, să dăm acolo tot ce înseamnă cuturi. Persoane care au fost trecute în contract atunci când s-au făcut, s-au cumpărat acel domeniu, nu mai sunt în funcții, trebuie să făcut reverificări. E o procedură foarte complicată. De lucrurile astea ne asigură domnul care ne face ghișeu care e făcut treaba asta. S-au tras, s-au schimbat rețeaua pe internet, avem IP fix acum, pentru ghișeu.ro, numai că nu putem să lucrăm pe internet, nu avem aceste parole. Dar aici e singura problemă. Spuneți, să-ți rog, mai repede. Altele? Am o adresă care s-a amânat o trase în partea ședinței mai trecut, 1346 din 2 martie 2022. Domnul deputat, de aia partea s-a fost consiliul local, soționat în Mătășele Eusebii, domiciliat în locatea Trăițoare, Comuna Rechiteș, de Țuiaș, posesor Cimenii, dacă îi solicit 3 locuri de vece în cimitirul Rechiteni Soare, în care am posesat celor 3 locuri, aș vrea să se facă fără achitarea taxei, întrucât familia mea a accesat pentru extinderea cimitirului 2000 metri pătrați pe Narac. Mulțumesc pentru înțelegere. Și o completat ulterior. Observați, în cazul în care cererea este respinsă, voi retrage cei 2000 de metri pătrați. I-am explicat domnului Bădășel Eusebiu că nu știu și ca ora să pot să mă vedi insistent, o veni și mi-am trecut, vrea răspunsul. Nu pot să trec, asta a fost discuția, că la aprobarea asta am discuția consiliului. Dar dumneavoastră, domnul secretar, știu, să mint și eu, parcă ca un an, doi, că a spus că rezolvați problema cu tot că el să băgați în... Faptul că el vrea să se tragă, e așa, dar... Păi, deci nu dați, ați încheiat procedurile? Problema este absolut. Dar cunoștințele mele, domnul Mătășel Eusebiu, nu a cedat niciun metru pătrat. Știu, eu vă pun de discuții în dezbatere. Aveți, aveți o evidență la cei care au cedat. Domnul secretar, eu știu așa, când donez ceva, deși donat, în a doua zi nu mai este lucrul tău, domnule. Domnul Vasile, te discuți. Nu mai este lucrul tău. Nu discuți. Iar eu, practic.
Dacă e bun, nu discutăm despre donații. Donații, donații. Am uitat atâta. Orice lucru care se află în proprietatea Consiliului Local, asta e, Consiliul Local Statului, nu poate fi reavlat, redobândit, uzul capac, și ocupat, astea sunt posibile. Solicitarea atâta. Ce vrea omul? Omul vrea să facă un cavou cu trei locuri, no. Cu șase locuri, trei cavouri cu câte două sau trei locuri. Nu știu. Să nu se răzândească, să se mai multe. Mai mult decât atâta, mai sunt și consilieri care mai consilier oameni în sat, care nu-i încerea asta. Poate care vor să-și aleagă locuri preferențiale, vor să înceapă într-o din altă parte, e plână, soare, crește. Eu cred că trebuie să încetăm o dată chestia asta. Dar facem greșeală. Asta e la rândul lui, poate să-l vândă două mici. Nu are nevoie numai de unul. Dar și locul preferențial în cimitir. Eu trebuie să știu aici, dar să dau. La un moment dat, domnul, eu am să mâine să-ți dau. Știți cum e? Adică, eu ce mă spun la lucrurile astea, pot. Păi, nu e deci, care e locul? Pentru ce era domnul? M-am putea să fie la dosar, de-aia am întrebat dacă ce nu ai la dosar la ceva. Pentru domnul Mătășel, eu sem ce răspuns îi dau. Cine este pentru? Se aprobă, ce răspuns îi dau? Împotrivă? Ce s-a aprobat? Ce s-a aprobat? Nu aprobă? Abține? Deci eu vă întreb, doamna președintă, cine a aprobat până acum cavourile? Consiliul Local a aprobat un cavour? Avem, dacă vă aduceți aminte, avem. Nu, domnule, asta se ia decizii pe contul. Nu, X, o plătit taxă. Dar este să mi-au fost și eu ce i-a pus în Consiliu, domnule, am lucrați. Dar a fost, a fost în Consiliu. S-a început scutire, de proaia să cere scutire. Tocmai pentru că prin Consiliu s-a instituit o taxă de 1000 de lei pentru cei care vor să facă anticipat. Tocmai de aia cei care vor scutire trebuie să treacă prin Consiliu. Dacă Consiliul le aprobă, beneficiază de scutire. Dacă nu, nu. Respectă hotărârea de Consiliu. Simplu. Deci, așa e lucrul și aici. El solicită trei locuri. Consiliul îi aprobă sau nu? Simplu. Cât au plătit până acum? Dar Consiliul nu poate să fie împotrivă să nu îi se aprobe. Absolut. Să plătească. Absolut. Nu știu, nu trebuie. Dar ce mai aprobăm? Nu suntem de acord? Nu suntem de acord. Nu suntem de acord. Să scutim. Da. Votăm scutirea sau nu? Dar nu că nu are dreptul să... Păi am aprobat. Dom'le, contractul ăsta are dreptul. Păi, dar dona s-a spus că e aprobat sau nu? Nu, dom'le, păi am solicită. Trei locuri gratis, domne, spune clar în urma cititoară. Gratis, fără taxă, dacă nu... Mă plătiți și ceilalți, nu ți-a spus și el, așa. Asta e altceva, deci... Și atunci eu am spus, sau în cititoare nu am. Eu șopăr, cu 5, ca să mă privatizez, să vând 4 după aia. Dar să vă duci în rămas. Sunt oameni care au cedat teren atunci. Și din fiecare acum și cer terenul acolo. Mai am... În momentul întâlnesc ceva, nu mai este întâlnit. Deci dacă putem să... Mai sunt trei solicitări ale funcționarilor din primărie, nu le citesc, toți vor același lucru. S-a aprobat sfârșirea coeficientului de ierarhizare. În mod normal, asta însemna ca la o ședință ulterioară să faci un proiect de hotărâre ca să schimbați coeficientul de ierarhizare la fiecare. Eu să pun din nou discuția cu și local ca să știu. Nu știu, dacă s-a votat atunci coeficientul de ierarhizare, asta a spus și domnul primar, să-mi bine minte, că nu se poate. Legea nu îți dă voie să modifici coeficienții. Dacă ei vin cu cererea asta, înseamnă că se poate, nu fac cum. O modificare? Nu. Noi am vorbit, am discutat, am aflat altceva. Salariile erau blocate la momentul respectiv, 1-2 la mână, nu am vorbit de salarii, dispunând cu coeficientul de ierarhizare. Coeficientul de ierarhizare poate fi modificat, nu s-au anumită limită. Era și coeficientul de ierarhizare. Nu, atunci era, am votat salariul și spune că l-a inclus în salariu, nu coeficientul de ierarhizare. Coeficientul de ierarhizare cu tot ceva. El nu a fost, nu a mai fost modificat din vremea fostului secretar. Acum oamenii au pierdut de-a lungul în ultimii 3-4 ani, ca toată lumea de asta. Au pierdut din salarii, sporul și alte lucruri. El avea într-un fel și pe mărirea asta de crește economic sau restul și se echilibreze pe care salarii prin mărirea unui coeficient de ierarhizare. Problema a venit cu acest coeficient. Această modificare ar trebui să fie făcută în plin an bugetar. Vă dați seama, jumate anului, e vorba și de buget și de tot. E o problemă cam delicată, să știți, pentru mine. Că ei înțeleg pe ei, dacă nu știu cum aș putea discuta cu făcute și cu coeficientul de ierarhizare, dar nu rapid de dumneavoastră ca să știu cum să fac. Măi, cam multe. Deci,
Ne vorbim doar de procedurile de achiziție. Ele sunt mici, nu foarte mici, dar ele sunt mici la raportat la alte comune. Acum depinde la ce comune vrei să vrei. Mi se vrea domnul primar pe o propune de genul lor și noi aprobăm sau mărim sau niciunul, dar sunt pe propuneri, nu? Domnul primar nu vine pe propunerea, e doar în urma asta deocamdată că îi se tot de refuzul dumneavoastră. Atunci nu vreți să mărim sau la noua. Vreți să mărim sau la noua. Sunteți conștient, măcar și nu o contra-argumentați. Mai este să facem discuții? Nu. Te place să facem discuții?